Bine v-am găsit la interviul de DC News. Sunt Val Vâlcu, discut cu Călin Popescu-Tăricianu, președintele ALDE. Bună ziua, domnule președinte. Ne auzim, ne vedem în condițiile acestea speciale de pandemie. Cum apreciați situația generală, să spunem, dar în special în București, în lumina ultimelor date de la INSP? Da, chiar dimineață citeam niște știri, am văzut că însuși secretarul de stat, Raed Arafat, spunea că situația este scăpată de sub control. Deci dacă oficialitățile guvernului spun lucrul acesta, e deprisos să mai adaug și eu în plus. Este evident că măsurile care au fost luate la începutul acestui an nu au fost suficiente și mai ales în această toamnă s-au făcut o serie de greșeli repetate care ne duc în starea în care suntem și am să mă refer imediat în mod concret. În primul rând, este vorba despre începerea școlii pe 15 septembrie în condiții total improprii, adică fără pregătirea necesară. Vreau să reamintesc că guvernul se angajase în prealabil să procure măști și tablete pentru învățământul online, ceea ce nu s-a întâmplat. Eu nu înțeleg cum nici până acum s-au putut procura măști din partea guvernului, în condițiile în care situația este mult diferită față de cea de la începerea epidemiei. Adică dacă în lunile martie, aprilie, mai era o criză de măști, nu se găseau pe piață produsul, nu se găsea. Acum toată lumea, bineînțeles, produce în cantități mai mult decât suficiente și nu este decât o problemă de organizare a achiziției și guvernul nu a fost în stare să facă acest lucru, nici cu tabletele. Deci începerea școlii a fost, desigur, după cum se și vede, un factor de răspândire important al virusului. Acesta e și motivul pentru care enorm de multe școli s-au închis. Al doilea lucru foarte grav a fost organizarea alegerilor pe 27 septembrie, cu toate că și eu, și Victor Ponta, și alți lideri au avertizat guvernul că nu este propice organizarea alegerilor pe 27 septembrie, întrucât această situație va facilita răspândirea virusului. Acum câteva zile, când s-au înregistrat prima dată 4.000 de cazuri de testați pozitiv, eram exact la 14 zile de la data organizării alegerilor. Și evident, cred că era ziua de 11 sau 12, dacă nu mă înșel. Deci este evident că acum avem valul de infectări generat de condițiile în care s-au desfășurat alegerile, fără doar și poate. Unii membri ai PNL-ului au luat în derâdere propunerea asta, au făcut tot felul de aprecieri deplasate, dar uite care este rezultatul. Și acum sigur că ne punem problema ce trebuie să facem. Pentru că dacă vom recurge la o nouă măsură de închidere completă a tuturor activităților, așa numitul lockdown, da? Efectele vor fi dezastroase. Deja sunt unele măsuri improprii care au fost luate de guvern, cu închiderea restaurantelor și punerea pe butuce a întregii industrii din acest domeniu, în care lucrează sute și sute de mii de oameni. Și sigur că vor fi multe afaceri care vor da faliment în acest sector, ceea ce este foarte grav, pentru că va crește numărul de șomeri deja foarte mare, numărul de 1 milion de șomeri existenți în momentul de față. Deci, în loc ca guvernul să ia măsurile necesare pentru a prevenirea răspândirea epidemiei de coronavirus și, pe de altă parte, să ia măsurile necesare pentru repornirea economiei prin injectarea de fonduri de finanțe în economie, nu au făcut niciuna, nici alta. Și din acest motiv situația este, sigur, extrem de proastă și foarte periculos ceea ce se întâmplă înainte. Ajungem acum, sigur, că ne apropiem iarăși cu pași repezi de celelalte alegeri de pe 6 decembrie.
Văd că toate prognozele care sunt date de specialiști indică o creștere alarmantă a numărului de cazuri de îmbolnăviri. Trebuie să ținem cont, ceea ce iarăși fac referire la punctul de vedere al specialiștilor. Eu nu sunt specialist în medicină sau în inframicrobiologie, departe de mine, dar ceea ce văd că se spune este următorul lucru. Că aceste 4.000 de cazuri sunt numai cazurile detectate, dar probabil că numărul de persoane infectate este cu mult mai mare. Și riscul este să ajungem la 10.000 de cazuri pe zi în acest ritm. Deci, e evident că organizarea pe 6 decembrie a alegerilor reprezintă în final, aș spune, numai un obiectiv politic și o ambiție politică a lui Iohannis și a lui Orban. Și cred că oameni politici responsabili, dacă vor să fie considerați așa, ar trebui să judece în felul următor. Ce este mai important? Este mai importantă sănătatea cetățenilor, a populației sau organizarea cu orice preț a alegerilor în speranța că vor câștiga alegerile? Până acum am văzut răspunsul și al președintelui și al lui Orban. Un fel de turbare, i-aș spune, pentru organizarea cu orice preț a alegerilor, desconsiderând starea de sănătate. Din punctul meu de vedere, ar trebui stabilizată întâi situația epidemiologică a îmbolnăvirilor, a infectărilor, pentru că văd că spitalele, cum se spune, dau pe afară de persoane care sunt internate. Și după aceea, sigur că putem să ne gândim la organizarea alegerilor. În fond, vreau să mai subliniez un lucru, pentru că ne-am obișnuit cu toți să spunem amânarea alegerilor. E bine, în Constituție spune foarte clar că alegerile trebuie organizate într-un termen de 3 luni de la încetarea mandatului. Actualului Parlament, din cunoștințele mele, încetează pe 20 decembrie, deci alegerile trebuie organizate într-un termen de 3 luni. Deci nu ar fi vorba de o amânare, ci de o organizare a alegerilor conform Constituției. Și Parlamentul are la dispoziție acest instrument, pentru că Parlamentul este singura autoritate legiuitoare. Am văzut o controversă, haideți să spunem, politică și constituțională în ultimile zile, pe care ați observat-o, sunt convins, și dumneavoastră. Domnul Orban, foarte deranjat că nu poate el să decidă data alegerilor. Ce se întâmplă? Domnul Orban, care are cunoștințe subțiri de tot drept constituțional, uită că guvernul nu este decât un legislativ delegat, adică Parlamentul delegă componenta legislativă, latura legislativă, guvernului. Dar nu este în aceste condiții, Parlamentului nu îi se ia dreptul de primă autoritate legiuitoare. Deci, Parlamentul poate să decidă, așa cum este normal, cum este înscris și în Constituție, care este data alegerilor. Și aceasta este propunerea pe care eu doresc să o fac în acest moment. M-am consultat și cu Victor Ponta pe acest subiect și noi considerăm că Parlamentul va trebui să ia taurul de coarne și să decidă data alegerilor în deplină responsabilitate, fără să ținem cont de comentariile pe care le-am văzut în ultimile zile din partea lui Orban la adresa Curții Constituționale. Vreau să vă spun încă ceva. Știți că pentru orice dictator, haina Constituției este foarte strâmbă. Constituția îi deranjează pe dictatori, da? O modifică după bunul plac. Hai să vedem, avem exemple recente și nici nu foarte departe de noi, când anumiți conducători au modificat Constituția ca să fie pe placul lor, da? Pe placul lor dictatorial. Eu cred că Orban dă semne clare de grave, că e bolnav de acest virus foarte periculos, mai periculos decât coronavirusul, pentru că virusul dictaturii omoară democrațiile. Și am văzut comentariile care dovedesc și lipsă de știință, dar și aceste inclinații de dictatorial. Dacă Curtea Constituțională nu vrea să-i facă pe plac, da? Nu judecă așa cum și-ar dori el, Curtea este bolșevică sau mai știu eu cum. Ne ținând cont că în componența Curții sunt oameni din diferite zone,
haideți să spunem, sigur, și cu pregătire juridică deosebită, dar unii au fost numiți de guvern, alții au fost numiți de parlament și alții au fost numiți chiar de președinte. Bun, deci revenind, concluzia este că se impune, după părerea mea, o amânare fără doar și poate a alegerilor parlamentare, pentru că trebuie să punem pe primul plan, mai presus decât orice, sănătatea publică. Dacă se va discuta în Parlament, înțeleg că veți face această propunere în Senat, domnul Ponta, la Cameră, care ar fi data propusă, avansată de dumneavoastră? Cred că trebuie dat timpul necesar autorităților sanitare să încerce și să ia măsurile necesare pentru stabilizarea situației. Probabil că începutul lunii martie sau luna martie ar fi data cea mai potrivită. În legătură cu acest subiect, nu vă ascund, am avut discuții și cu Marcel Ciolacu. Am văzut și luarea de poziție a liderului UDMR, Kelemen Hunor, care propunea, aș spune foarte logic, o consultare pe acest subiect. Dar nu știu de ce la președinte. N-am înțeles de ce trebuie să organizeze președintele, că președintele nu are un rol în organizarea alegerilor. E adevărat că el este purtătorul de cuvânt și agentul electoral al PNL-ului, dar eu cred că trebuie să fim, aș spune, foarte grijulii în a respecta litera și spiritul Constituției. Aceste consultări pot să fie realizate și fără mijlocirea președintelui, mai ales că președintele, am văzut, are o atitudine partizană pe acest subiect. Da? Și cred că ar mai trebui făcut încă ceva și Victor Ponta a anunțat această idee de câteva zile. Ar trebui ca guvernul să deconteze în mod obligatoriu, deci să ajungem la cei care doresc să efectueze teste de coronavirus și le fac în mediul privat, pentru că spitalele publice ori nu pot, ori nu vor, nu sunt lăsate de guvern, nu știu. Deci toate testările să fie decontate de la buget, în așa fel încât să avem o situație cât mai cuprinzătoare și toți cei care sunt probabil, mulți dintre ei, asimptomatici, să poată să ia măsurile de precauție necesare. Eu sunt convins că cea mai mare parte, aș spune într-o proporție covârșitoare, cei care vor fi depistați pozitiv și sunt asimptomatici vor avea conștiința responsabilității proprii și vor sta acasă în izolare timpul necesar pentru ca să nu contribuie la răspândirea coronavirusului. Acestea sunt genul de măsuri care trebuie luate și nu închiderea așa într-o brambureală totală a restaurantelor sau altor activități fără niciun fel de logic. Există o motivație, adică mă gândesc la o motivație în cazul propunerii domnului Hunor de a realiza această întâlnire la președinție, tocmai pentru a arăta că întregul spectrul politic este de acord și se realizează consensul, adică mai mult de imagine, ca să spun așa. Da, sigur, eu nu mă aștept ca PNL-ul să fie de acord, pentru că ei sunt plecați pe o direcție și toată lumea înțelege foarte bine care sunt motivele pentru care PNL-ul și Iohannis se opun. Lor li se pare că fiecare lună care trece duce la erodarea lor. Aduceți-vă aminte că la începutul anului PNL-ul avea 45% în sondaje. La alegerile locale am văzut că nu au reușit să facă decât 30%. Deci fiecare zi, fiecare săptămână sau lună contează foarte mult și aduce la erodarea suportului pe care l-au. De cealaltă parte, se pune problema dacă în martie nu va fi la fel de gravă situația epidemiologică. Riscul este, da, riscul este să fie la fel de gravă situația epidemiologică dacă nu se iau măsuri. Dar așa cum vă spuneam, una din măsurile pe care am văzut că toate țările din Europa Occidentală le-au luat este testarea în masă, ceea ce vă spuneam mai devreme. Eu susțin și am susținut de la începutul declanșării epidemiei de coronavirus. Vedeți că mă feresc să spun pandemie, pentru că pandemia este epidemia la nivel global. Noi nu suntem afectați de pandemie, noi suntem afectați de epidemia din România. Deci,
dacă nu se face o testare în masă, atunci sigur că foarte mulți purtători de virus care nu știu de acest lucru contribuie la răspândirea virusului, adică măsurile trebuie introduse pornind de la originea propagării acestei epidemii. Degeaba umblăm la efecte dacă nu gândim care sunt cauzele și încercăm să îndiguim cauzele răspândirii. O să vă rog să închideți telefonul dacă mai sună, pentru că l-auzim bâzie destul de aproape de microfon. Dar, ați pomenit virusul, v-ați referit la virusul antidemocratic sau virusul care atacă democrația. De ce nu vedem anticorpi de la Bruxelles, din Berlin, din Olanda, nu? Țări extrem de preocupate de situația din România. Dacă dumneavoastră sau un lider PSD ar fi făcut aceste atacuri la Curtea Constituțională, bănuiesc că s-ar fi mobilizat măcar ambasadele, dacă nu chiar premierii țărilor partenere. O, da. E o întrebare foarte bună. Foarte bună întrebare. Dar vedeți că este un fel de liniște totală. Au fost atacurile de un nivel, aș spune, politic incalificabil. Nu mai mă refer la limbajul suburban ale europarlamentarului Rareș Bogdan la adresa avocatului poporului. Sunt aceste atacuri în lanț ale lui Orban la adresa Curții Constituționale. Niciun fel de reacție. Nimic. Statul de drept de la Bruxelles, comisarul Vera Iurova, nimic. Întrebarea e de ce? Probabil că le convine o Românie care este obedientă, așa cum s-a arătat în ultima perioadă, care acceptă orice fel de propunere care e venită de la statele vechi din Uniunea Europeană, nu cârie, nu face niciun comentariu, înghite orice. Și uitați-vă, nițel, că putem să facem comparația, nu e foarte greu, ce se întâmplă cu Polonia, cu țările de la Visegrad, cu Ungaria, cu Cehia, Slovacia, care toate au înțeles un lucru esențial, că în Uniunea Europeană, sigur, dincolo de problemele în jurul cărora se realizează consensul, dincolo de problemele care ajută în ansamblu țările Uniunii Europene să depășească anumite dificultăți și să consolideze funcționarea instituțiilor și să ajute consolidarea democrațiilor, da, peste tot sunt atacuri la democrație, nu numai țările nou intrate. Pe lângă aceste lucruri, ei au înțeles că este și o competiție firească de interese. Fiecare țară, și nu e condamnabil, nu este de blamat, fiecare țară își apără interesele. Olanda își apără interesele ei, Germania, Franța, Italia, Spania. Și sigur că își apără și aceste țări interesele. Numai noi părem să fim ca o frunză în vânt, care nu știm și nu înțelegem că avem și noi interese, aș spune, esențiale pe care trebuie să le urmărim. Care ar fi aceste interese esențiale? Păi, în primul rând, protejarea capitalului românesc. Și vedem că aici este un dezastru. Avem interesul ca firmele care operează pe teritoriul României, firmele străine, să aibă un comportament fiscal corect. Ce observăm? Că cele mai multe din aceste firme transferă profiturile în țările de origine și aici folosesc practic forța de muncă ieftină într-un regim care în domeniul confecțiilor era etichetat drept lon. Da? Și văd că această situație se întâmplă și în domeniul industrial și în domeniul IT-ului. De ce nu sunt mai mulți, de exemplu, întreprinzători români din domeniul IT-ului care să pună pe picioare firmele proprii care să furnizeze servicii și produse pentru marile firme și care, evident, să fie ajutate de guvernul României, de statul român. De ce? Pentru că guvernul condus de domnul Orban este servantul perfect pentru interesele celor din străinătate și, în schimb, primește
această benevolență de care vorbeam mai înainte. Adică ei închid ochii la toate încălcările grave ale democrației care se petrec în România, pentru că le servește țara așa cum este. Adică o țară în care practic fac alții legea, nu noi. Da? Nu legea românească este legea de bază, ci interesele celorlalți din străinătate. Noi suntem buni să achiziționăm tehnică militară, să ni se bage pe gât diferite contracte de achiziții publice, inclusiv în domeniul infrastructurii. Văd acum niște proiecte de-astea mirobolante care ne sunt fâlfuite în fața ochilor ca și când ni s-ar face vreun cadou. Nu, pentru că e vorba de bani care sunt împrumutați chipurile României, dar care se întorc tot la firmele din străinătate, care sunt cele furnizoare pentru aceste proiecte mari de care se vorbește în ultima perioadă. Deci, da, suntem într-o situație, aș spune, pe care eu o deplâng. O deplâng pentru că eu văd România mea ca o țară care este respectată de ceilalți, ca o țară care îi respectă și ea pe partenerii ei, dar o țară care își îngrijește interesul național, care dorește să aibă posibilitatea de a-și lua deciziile în consens cu interesul propriu și nu numai pentru interesul celorlalți. În fine, o țară care își respectă tradițiile, care își respectă cultura și nu o țară care stă tot timpul într-o postură de servitoare a celor din Occident. Când vorbiți de proiectele mari care sunt promise, vă gândiți la această autostradă între mări, la linia de cale ferată de mare viteză sau la cele 80 de miliarde de la Uniunea Europeană? De la cele 80 de miliarde aproape că mi-am luat gândul de la Uniunea Europeană. Dar sigur că am văzut în aceste zile niște proiecte cu care eu sunt la curent de multă vreme, pentru că am fost unul din cei care am promovat intens o relație mai strânsă cu Polonia, care să aibă mai multe virtuți. Sigur, și una economică, fără doar și poate, dar și o dimensiune strategică pe partea de securitate. Pentru că și România și Polonia sunt țări care în decursul istoriei au avut de suferit de pe urma marilor imperii și nici acum, aș spune, nu ne simțim complet la adăpost. Da, e o situație, să zic, mult mai bună, mult mai dătătoare de siguranță, având în vedere că și noi și Polonia suntem membre ale NATO, dar amenințările din partea Rusiei nu pot fi trecute cu vederea. Și vedeți că NATO are o preocupare constantă de a întări flancul estic și noi și cu Polonia putem să fim doi piloni esențiali în această linie defensivă pe care NATO trebuie să o întărească din ce în ce mai mult. Eu am spus de foarte multă vreme că nu înțeleg rostul bazelor americane în Germania, având în vedere că linia de demarcație între lumea occidentală și Rusia s-a mutat odată cu căderea comunismului, s-a mutat la noi. Da? Noi suntem granița și Polonia și țările baltice. Și nu văd, spuneam, deci repet, rostul menținerii bazelor americane în Germania de vest. Fosta Germania de vest. Așadar, da, cred că trebuie gândite o serie de proiecte în cadrul a ceea ce se numește intermarium, adică legarea celor trei mări, Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Adriatică. Trebuie create legături de infrastructură solide care să dezvolte o nouă componentă economică în Europa. Și vreau să o clipă să vă solicit atenția și a dumneavoastră și a publicului. După 1990, așa cum era firesc, privirile noastre încotro s-au îndreptat către vest. Și legăturile economice care s-au întărit, s-au dezvoltat, sunt tot acestea. România are în momentul de față peste 70% din exporturi îndreptate către Europa Occidentală. Sau hai să spunem, către Uniunea Europeană. După cum vedeți, coridorul 4 paneuropean ce face? Unește Constanța și România de centru și vestul Europei.
Noi am neglijat însă complet legătura și traiectul nord-sud, adică pornind de la Finlanda, țările Baltice, Polonia, centrul Europei, și aici sigur că trebuie să ne uităm fără egoism, nu numai la România, trebuie să ne uităm și la Moldova, Basarabia mă refer, da? Și la Ungaria și țările din centrul Europei și să mergem către sud, Bulgaria, Grecia, Orientul Mijlociu. Aceasta ar fi o nouă linie strategică care ar trebui dezvoltată și care ne-ar ajuta foarte mult și pe noi și în sensul legăturilor cu țările din nordul Europei, dar și cu cele din sud, dezvoltarea economică, dezvoltarea comerțului pe această axă. Deci, eu nu sunt împotriva, departe de mine, a unui proiect de acest gen, o linie ferată rapidă între Gdansk și Constanța. Dar ea este numai o părticică din ceea ce trebuie să facem, ceea ce vă explicam. Țările Baltice, de exemplu, se simt, nu știu dacă chiar abandonate, dar cam izolate și temerea față de o posibilă agresiune la ei este extraordinar de mare, cum este de altfel și în Polonia, mult mai mare decât în România. Deci eu aș vedea ca o componentă strategică această axă nord-sud pe care v-am prezentat-o mai devreme și din care sigur o astfel de cale ferată și o autostradă sigur că face parte integrant, face parte integrantă, da? Numai că noi nu suntem în stare încă să ne terminăm lucrările la coridorul 4 și să facem, de exemplu, legătura între Moldova, între regiunea Moldovei și Transilvania, adică niște legături est-vest care să permită conectarea Moldovei noastre, mă refer la Moldova noastră, dar nu cea de peste Prut, cu centrul Europei și care să dea un imbold, un impuls foarte mare pentru investiții în zona Moldovei, că din cauza lipsei unei infrastructuri adecvate, vedeți că Moldova este, din păcate, ocolită de investiții. Investițiile mari s-au concentrat în sudul României, da, unde sunt marile fabrici de automobile și de componente și ceva în Transilvania de Sud, adică coridorul acesta care ar însemna Brașov, Sibiu, Timișoara, Arad. Da? Pentru că în nordul Transilvaniei e mult mai subțire. Bine, haideți să includem și Clujul, ca să fim corecți și să nu creadă cumva cineva că am o problemă în a include Clujul în această zonă de dezvoltare, sigur, deosebit de puternică. Să aterizăm un pic de la aceste teme globale, continentale măcar, la sectorul 1, la aici, în actualitatea noastră politică imediată și mă gândesc că, bun, poate că e normal să intri cu rucsaci în spate câte 10-15 oameni în sala unde se depozitează voturile, toți cei 10 să fie de la același partid, dacă e partidul care trebuie, normal. Dar ce s-a întâmplat la judecătorie? Cum de a acceptat justiția validarea alegerilor la sectorul 1? N-au fost dovezi, s-a mers pe strict birocratic, pe acele procese verbale și atât. Cum de am rămas? Suntem exact ca în 2009, când Băsescu câștiga la masa verde, mă rog. Da, numai că, nu știu, în 2009 nu existau camere de luat vederi în secțiile de vot. S-o fi întâmplat și atunci la fel, nu s-o fi întâmplat la fel, nu știm, dar în orice caz, pentru mine șocul a fost mare să văd debandada, ca să folosesc un eufemism, de la secție, de la biroul electoral de la sectorul 1, cu acei saci în care umbla cine vroia și cine nu vroia, cu mașina de tocat documente care funcționa de cinsese și așa mai departe. Deci, probabil că doamna Armand, care e venită de 2-3 ani, aterizat aici în România și vrea să ne învețe cum e democrația, crede că așa trebuie să se întâmple. Eu știu că în Franța, Marea Franță, Franța pe care eu o admir extraordinar de mult. Nu am făcut niciodată
un secret că sunt filofrancez. Da, pentru că avem toată administrația copiată după administrația franceză. Cultura noastră a crescut la, a dezvoltat la umbra culturii franceze. Mari oameni politici au studiat în Franța și așa mai departe. Franța a fost pentru noi de un mare ajutor. De fapt, Franței îi datorăm crearea Principatelor Unite. Da? Este indiscutabil influența lui Napoleon al III-lea decisivă. Noi îi purtăm Franței recunoștință. Dar să știți că în Franța, la alegeri, se făceau și probabil că și acum se fac fraude, specialiștii erau de la Partidul Comunist. Furau și acolo. Bineînțeles că toate celelalte partide probabil că se uneau ca să îngrădească aceste posibile, aceste încercări de fraud. Doamna Armand, nu știu ce trecut politic are, probabil că vine din zona asta, pentru că văd că vrea să importe și practicile proaste din Franța. Nu numai eu mă uit la Franța și o admir pentru lucrurile bune pe care le-a făcut, pentru faptul că este o țară care radiază cultură și civilizație și este atât de primitoare pentru toți cei care au luptat pentru libertate. Franța a fost o țară care a găzduit pe foarte mulți oameni politici care au luptat în țările lor pentru libertate și democrație. Deci, văd că doamna Armand asta face. Ea vrea să ne aducă practicile pe care probabil le-a văzut acolo cu ochii ei. Și eu sunt foarte, foarte surprins și foarte dezamăgit să văd că la noi se întâmplă aceste lucruri. Acum, punctul 2. La biroul electoral de la sectorul 1 am înțeles că șef era un procuror. E bine, în sectorul 1 nu s-au respectat procedurile. Erau niște proceduri foarte complicate. N-am înțeles de ce. La sfârșitul operațiunii de numărare a voturilor, după cum știți, trebuia să se facă un proces verbal. Făcut de mână, scris de mână, da? În secolul 21. Bun. Procesul verbal îl fotografiau și îl trimiteau la STS. Ăia îl introduceau în sistem. Verificau dacă s-au închis cu cheia de control. Da? Eu am fost în secții de votare, știu ce se întâmplă. Ăia, dacă vedeau că nu se încheie cheia, dacă nu funcționează cheia, făceau ei modificările și după aia îl băgau în sistem și îl trimiteau la secția de vot, care să-l ia așa pe nemestecate și să spună: dom'le, ăsta e procesul verbal bun. Păi, tocmai și căutarea aceea frenetică prin saci. Acesta, din câte am înțeles, chiar așa cu multe semne de întrebare în jurul lor, nu au fost respectate. Și acolo era un procuror care cât de cât e capabil măcar să citească legea. Deci ăsta este ori incompetent, ori a fost trimis cu misiune ca să o scoată pe Armand câștigătoare cu orice preț. Nu știu să vă spun. Și sigur că acum eu vreau să vă spun că sunt din cei care îmi place să am încredere în justiție. Da? Până la urmă văd că alegerile au fost validate. Da, cu toate astea știu că au fost foarte multe probe. Deci filmările respective și altele, probele care au fost aduse pe masa instanței, nu știu ce s-a întâmplat. Nu sunt la curent cu detaliile, cum a judecat, care au fost elementele care au dus la decizia de validare a alegerilor. Dar alegerile, evident, sunt câștigate la masa verde, cum s-ar spune. Diferența de voturi între Armand și Tudorache este de 1%, dacă nu mă înșel, 1%. Și sigur că este o alegere lipsită de orice fel de glorie. Este o alegere care va fi umbrită de neregulile grave care au fost semnalate și care nu pot fi trecute cu vedere. Iată că au fost cel puțin la judecătorie, dar haideți să ne gândim la legea electorală, la regulamente, la organizarea alegerilor care bat la ușă. Practic, și situația asta nu e de ieri de azi, e din anii 90. Noi cerem precizie, rigurozitate unor oameni care vin la 6 dimineața, stau în picioare, mă rog, stau de pază de la 7 la 9 seara, după care numără voturi, așează, fac procese verbale până la 3-4
5 dimineața. Deci e un efort foarte mare. Cei care nu sunt extrem de motivați, cum spuneați, mai închid ochii, se grăbesc să plece acasă, dau rasol, cum se spune. Pe de o parte. Pe de alta, nu a fost adaptat procesul electoral la evoluția tehnologică. Acum avem tot felul de sisteme. Nu mai vorbim de banala cameră de supraveghere pe care doamna Clotilde o credea, o dorea închisă, de fapt. Da, am văzut. Deci n-ar trebui obligatoriu toate procesele, toate etapele să fie monitorizate. De ce la BAC stau camerele și cu sunet, deci înregistrează și sunetul pe elevi, pe profesori, iar la alegeri nu pot fi amplasate astfel de dispozitive permanent, să funcționeze permanent în toate... Da. Răspunsul este ca să nu poată fi ulterior folosite ca probe probabil în instanță. Dar... Iată că nici nu sunt, adică chiar dacă a existat instanța, a luat altă decizie. Da. Vă dau dreptate în sensul celor spuse, pentru că am constatat și la noi la ALDE și la Pro-România, și acum sigur am discutat în aceste subiecte la nivelul conducerii comune, pentru că după cum știți, cele două partide au decis să fuzioneze. Intrăm imediat și în fuziune. Va trebui să facem un instructaj mai sever, mai bun, mai de calitate mai bună cu reprezentanții noștri în secțiile de votare. Pentru că, vă confirm, am avut foarte mulți reprezentanți care nu și-au făcut treaba. Adică la ora 9 au plecat, au lăsat câțiva să facă partea de numărare sau alții au stat la numărare și când s-a făcut procesul verbal au așteptat să fie trimis la STS și au plecat și nu au văzut după aia ce s-a întâmplat. Noi am vrut să facem o numărătoare paralelă ca să constatăm că nu putem, pentru că unii din reprezentanții noștri în secțiile de votare nu și-au făcut datorie. Și sigur că vă spun, am discutat foarte serios, oamenii aceștia primesc și o indemnizație, cred că au o obligație mult mai mare de responsabilitate și vom face o pregătire ceva mai strictă, pentru ca la alegerile parlamentare astfel de nereguli să fie pe cât posibil eliminate. Nu sunt convins că vom reuși complet, dar cred că și celelalte partide au înțeles că este interesul lor să acordăm mai mare atenție acestei faze care se încheie la ora 8, adică faza de numărare a voturilor, întocmirea proceselor verbale și a raportării rezultatelor. La 8 dimineața. Dar filmarea ar fi, ai obligația să stai în cameră, să asigi cum se numără. Dacă existau camere de supraveghere, se putea vedea că în unele secții au plecat, cum spuneați, jumate au plecat, jumate au lăsat semnătura în alb. Da. Vă pot confirma că vom avea o serie de propuneri pe care le vom avansa în perioada imediat următoare către Autoritatea Electorală Permanentă pentru a îmbunătăți derularea procesului de vot și propunerea noastră va viza inclusiv includerea unui reprezentant al partidelor politice la STS, acolo unde se centralizează datele. Pentru că și acolo pare foarte rău, nu putem să mergem așa pe încredere, da? Trebuie să vedem care este, dacă se respectă procedurile, dacă introducerea datelor este corectă și vom cere autorității electorale permanente să ni se permită să delegăm acolo persoane care să supravegheze procesul de introducere a datelor în sistem. Despre fuziune aș vrea să discutăm. A fost o mișcare neașteptată, să spunem, sau poate unii o doreau, o anticipau din zona aceasta de analiști, de experți. Pentru marele public a fost decizia bombă, cum o numește presa, după alegeri. Care sunt pașii făcuți până acum? Ce urmează? Da, sigur, decizia poate a venit cu
oarecare surpriză, însoțită de surpriză, dar dacă stăm să ne aducem aminte, anul trecut, la alegerile prezidențiale, ALDE și România au avut un candidat comun. L-am susținut pe Mircea Diacon. Deci această colaborare a noastră nu e de ieri de astăzi. Puțină lume a observat că în Parlament anul acesta, ori de câte ori, începând cu votul la investitura guvernului Orban, și ALDE și Pro-România au votat împotriv. Ulterior, cred că am fost cele mai vocale formațiuni și cred că împreună cu Ponta am fost cei mai vocali lideri, criticând măsurile care au fost luate pe starea de urgență și apoi pe starea de alertă, cunoscut fiind faptul că aceste măsuri au fost luate fără respectarea normelor constituționale, adică s-a procedat la îngrădirea drepturilor și libertăților individuale pe baza unor decizii administrative și nu pe baza unor legi aprobate de Parlament, așa cum spune în Constituție. Deci, din punct de vedere politic, iată că noi ne-am situat pe poziții similare, nu asemănătoare, similare, în decursul acestui an. Și aș spune că, până la urmă, fuziunea a venit ca un rezultat firesc. Dar, de ce să nu recunosc? Nici rezultatele de la alegerile locale nu ne-au bucurat și ne-am făcut o analiză serioasă, internă, care ne-a dus la concluzia că este bine să ne unim forțele pentru a nu avea emoții la intrarea în Parlament. Deci am luat această decizie a fuziunii, având în vedere aceste elemente și aș spune încă un element esențial. Dacă vă uitați puțin pe scena politică românească, o să vedem că în momentul de față Iohannis încearcă să își impună autoritatea în toate sferele puteri, da? Adică dorește să aibă pe lângă guvernului, să aibă parlamentului, să aibă, nu știu, are bineînțeles de partea lui serviciile, are de partea lui presa care a fost unsă cu 40 de milioane de euro și așa mai departe. Îi lipsește parlamentul și atunci sigur că probabil o să procedeze și la înlocuirea avocatului poporului și la schimbarea curții constituționale și la schimbarea Constituției și așa mai departe. Da? E bine, în toată această descriere lipsește un element foarte important. Unde este opoziția? Opoziția cea mai puternică ar fi trebuit să fie reprezentată de PSD. Din păcate însă PSD-ul, nu știu, a ales o altă strategie. Nu-mi dau seama și nu vreau să fiu îndeopște critic față de ei. Dar pe mine nu mă pot lăsa indiferent anumite opțiuni, anumite alegeri pe care le-au făcut, pornind anul trecut cu desemnarea doamnei Dăncilă candidat la prezidențiale, decizie care practic i-a oferit pe tavă un nou mandat lui Iohannis. O opoziție, aș spune, destul de plăpândă anul acesta, fără ca să se opună măsurilor de care vorbeam, excesive, neconstituționale, pe perioada stării de urgență și stării de alertă, când exista o temere la nivelul PSD-ului ca nu cumva să fie ținut responsabil de, eu știu, situația epidemiei. Și, da, apropo de doamna Dăncilă și de alegerile prezidențiale, Mircea Diacolu va participa la parlamentare? Am avut câteva discuții cu Mircea Diacon în ultima perioadă și el vrea să-și păstreze statutul de independent. Eu respect, eu știu, poziția lui, opțiunea lui, așa că nu vă pot da un răspuns pozitiv. Nu va participa. Din păcate, consider eu, ar fi fost, după părerea mea, o soluție bună. Merg mai departe și cu analiza, spunându-vă că PSD-ul ar fi avut posibilitatea la îndemână, fără doar și poate, de a constitui o forță politică redutabilă. Chiar dacă poate PNL-ul, eu știu, pare purtat acum de vântul susținerii prezidențiale. Am discutat cu PSD-ul să facem o alianță la alegerile locale, în trei, împreună cu Pro-România, cu noi și cu PSD-ul.
Și după ce răspunsul inițial a fost unul pozitiv, cu câteva zile înainte de alegeri, PSD-ul a renunțat și a spus: nu, vrem să mergem singuri. E adevărat că în câteva județe din țară s-au făcut alianțe punctuale, dar foarte puține, nesemnificative ca număr. Și apoi aceeași discuție a fost pentru alegerile parlamentare. Eu sunt convins că o alianță politică în trei, așa cum discutam, ar fi obținut cel mai mare număr de voturi. Poate guvernul va fi format tot de alesul inimii lui Iohannis, deci va forța probabil să dea mandatul formațiunii care a ieșit pe locul 2, va forța Constituția, dar am fi fost prima forță politică din Parlament. Ei, lucrurile acestea, din păcate, după cum vedeți, nu s-au realizat și acesta este motivul pentru care, motivul fundamental, aș spune, de ordin politic, pentru care este necesară apariția unei forțe puternice de opoziție în România. Și această forță de opoziție puternică la derapajele grave pe care le face actuala putere este partidul rezultat din fuziunea Pro-România și ALDE. Suntem doi lideri cu experiență, am fost amândoi prim-ministri, am dus războaie grele. Eu în mandatul meu a trebuit să lupt cu tentațiile autoritare ale lui Băsescu, de care vă aduceți aminte, dar cu toate acestea am reușit să duc România spre prosperitate, spre o situație economică care era de invidiat la momentul respectiv. Am avut cele mai mari ritmuri de creștere ale produsului intern brut. Ponta la fel, în momentul în care s-a creat USL-ul, dacă vă aduceți aminte, nimeni nu credea că Băsescu va putea să fie dislocat și cu toate acestea ne aducem aminte referendumul care s-a organizat și în care practic Băsescu a fost trimis la acasă de peste 7 milioane de alegători, că referendumul nu s-a validat, e o altă poveste, dar ulterior această acțiune politică a permis victoria în alegerea USL-ului în 2012 și iarăși o perioadă de prosperitate, un guvern condus foarte eficient de Victor Ponta. Deci avem și experiența politică a unor bătălii, dar avem și rezultatele. Nu am fost numai niște oameni care s-au cantonat exclusiv în bătălia politică. Da? Ne-am preocupat de țară, de economie, de bunăstarea oamenilor. Și cred că acestea sunt niște aturi importante pe care le avem și pe care sigur că o să le folosim în perioada următoare. Dar care sunt pașii concreți pentru fuziune? Sau când se va realiza fuziunea? Imediat. Deci odată ce organismele statutare ale ALDE și Pro-România au luat decizia, au validat decizia, opțiunea politică de fuziune, această decizie mai trebuie să fie aprobată de forul cel mai larg și democratic al fiecărui partid, respectiv congresele celor două partide. Da? Deci la începutul lui noiembrie vor avea loc cele două congrese simultan pentru aprobarea fuziunii și apoi sigur că ne vom reuni într-un congres al partidului fuzionat, rezultat din acest proces politic. Asta este, sigur, poate așa din punct de vedere juridic mai complicat, dar politic spus asta este. E o decizie de a fuziona și vom merge, evident, pe liste comune. Acum vreau să fac o mică paranteză, dacă îmi permiteți. Ce se întâmplă? Legea electorală are niște constrângeri. Legea electorală nu ne permite în momentul de față să mai mergem pe o fuziune care este sub eticheta Pro-România plus ALDE. Da? Va trebui să mergem exclusiv pe lista unui partid și lista pe care vom merge la alegeri va fi lista Pro-România. Acolo vor fi toți candidații, și cei care provin din Pro-România și cei care provin din ALDE. E foarte important pentru alegător să știe că atunci când pun ștampila pe Pro-România, unii din candidați sunt de la ALDE și alții sunt de la Pro-România. O să mă întrebați, dar de ce am ajuns la această formulă și nu, de exemplu, invers? E foarte simplu. Înainte de alegerile locale, când discutam forma de fuziune, ne-am pus această întrebare. Sub ce siglă vom funcționa mai departe?
Și am convenit un lucru care e firesc. Am zis așa, cel partidul care va avea scorul cel mai bun la alegerile locale va da sigla viitorului partid. Punct. Dacă se schimbă data alegerilor, ar putea fi finalizată fuziunea înainte de momentul depunerii listelor. Da, nu este niciun fel de problemă din punct de vedere juridic și nici politic nu ne încurcă lucrul acesta, nici nu ne ajută. Dacă ne mai puteți da niște detalii de bucătărie, să spunem, cum se vor împărți funcțiile, posturile pe listă, cum va fi cum vor fi alcătuite. Deci, conducerea... Vom avea o fază tranzitorie, dar și o să vă explic. Congresul va aproba un nou statut. Prin statut, președintele partidului va fi Victor Ponta. Eu voi conduce Consiliul Național al partidului. În perioada de tranziție până la aprobarea fuziunii în instanță la nivel local, va funcționa un sistem de co-președinți, deci unul de la ALDE și unul de la Pro-România, iar prezența pe liste va fi într-o proporție de 40-60%, deci 40% din locuri vor fi ALDE și 60% din locuri vor fi Pro-România, care reflectă rezultatul de la alegerile locale. Acesta a fost criteriul pe care l-am folosit pentru repartizarea locurilor pe listă. Și din punct de vedere ideologic, doctrinar al afilierilor în familiile europene, care va fi locul viitorului partid? Da, partidul va prelua, mai spune, denumirea Pro-România, și cu o completare, Partidul Pro-România Social-Liberal. Adică acest partid va continua să promoveze, aș spune, politici sociale responsabile și, de asemenea, va avea o componentă liberală care se referă fie la liberalismul economic, fie la ceea ce am făcut și unii și alții până acum, adică apărarea drepturilor și libertăților individuale. Și nu numai a drepturilor și libertăților individuale prevăzute în Constituție, dar inclusiv a drepturilor economice ale cetățenilor noștri. Pentru că aici avem la orizont, aș spune, nori negri. Eu mă aștept ca după aceste alegeri parlamentare, guvernul condus de Orban sau de altcineva din partea actualei puteri, să ia măsuri drastice de tăiere a pensiilor și salariilor. Și de aceea noi ne vom poziționa de acum, vă spun, clar și ferm împotriva unor astfel de măsuri drastice de austeritate care s-au dovedit greșite și în trecut, și în criza din 2009-10, 11, 12 și acum la fel ar fi niște măsuri total nepotrivite. Deci, partidul va avea o componentă liberală și o componentă, aș spune, socială, și pentru faptul că partidele liberale moderne toate își asumă o responsabilitate socială. Trebuie să înțelegem că problematica socială nu poate să fie apanajul exclusiv al partidelor social-democrate. Într-o democrație consolidată, modernă, occidentală, europeană, politicile sociale își au locul și rostul lor. Acum, vă spuneam că ne așteptăm și Victor Ponta și eu să apară nori negri pe cerul României. De ce? Pentru că după alegerile acestea, eu aș fi în stare să fac și un pariu, va ateriza la București Fondul Monetar, care va lua frumușel la analiză situația financiară, bugetară a României și le va cere actualilor guvernanți să adopte un program de măsuri de austeritate. Acest program de măsuri de austeritate, așa cum am spus deja, va cuprinde pe de o parte tăieri de salarii și pensii. Va cuprinde de asemenea
măsuri de diminuare a aparatului bugetar. Va însemna de asemenea creștere de taxe și impozite. Vă spun de pe acum că se va recurge la o majorare a TVA-ului. Se va modifica sistemul de impozite. Noi nu mai avem cotă unică în momentul de față. Am rămas cu 16% cota de impozit pe profit, dar, de exemplu, impozitul pe venit este în momentul de față 10%, iar cel pe dividendă este 5%. Da? Deci, vor recurge la majorări de taxe și impozite. De ce? Pentru ca să umple găurile făcute de actualul guvern, care a împrumutat peste 100 de miliarde de lei și nu știm ce a făcut cu ei. Aici e marea problemă. Datoria publică a crescut foarte mult. Începe să se apropie de cifre care sunt îngrijorătoare. Știți foarte bine că 60% datorii publică din PIB reprezintă limita de la care se aprind beculețele roșii. E bine, deci eu cred că scenariul pe care îl vom avea este la Indigo cu cel din anul 2010-2011. Vă aduc aminte ce s-a întâmplat atunci. În 2009 erau alegerile prezidențiale. Totul pentru front, totul pentru victorie. Nu a luat Boc nicio măsură în plină criză economică de reducere a cheltuielilor sau de redresare economică. De ce? Ca lumea să aibă impresia că lucrurile merg bine și Băsescu să fie reales. A fost Băsescu reales și în anul 2010 au venit cu măsurile de austeritate pe care sigur că foarte multă lume și le aduce aminte, cu tăierile de pensii și tăierile de salarii. E bine, și alte măsuri atunci, pentru că prăbușirea economică a fost teribilă în perioada aceea. Și același lucru se va întâmpla și acum. Deci este situația copiată. Văd, cunosc scenariul foarte bine. Așteaptă să treacă alegerile ca nu cumva să fie penalizați la alegerile care vor fi, nu știu, pe 6 decembrie sau probabil ținute în luna martie, vom vedea, și după aceea vor veni cu noianul de măsuri. Vom mai discuta, domnule președinte, vrem să aflăm care va fi strategia electorală, dar întâi să vedem că alegerile se desfășoară la 6 decembrie, mă rog, în acest an. Sunt decise la o anumită dată. Vă mulțumesc, vă urez succes. Mulțumesc. La revedere.